Președintele Consiliului Județean Ioan Cindre a câștigat procesul cu Agenția Națională de Integritate. Judecătorii în alte curți de casație și justiție au respins recursul formulat de Ani, decizia fiind irrevocabilă. Președintele Consiliului Județean Ioan Cindre a fost acuzat de incompatibilitate de către Ani pe motiv că și-a angajat soția la cabinetul său parlamentar. Astăzi, la Înalta Curte de Casație și Justiție a avut loc ultimul termen al recursului formulat de ANI. Respinge recursul declarat de părâta Agenția Națională de Integritate împotriva sentinței a Curții de Apel al Baiulia, secția contencios administrativ și fiscal, ca nefondat, se arată în comunicatul în altei curți de casație și justiție.